Suntem în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitații mei sunt domnul profesor universitar emerit dr. Silviu Neguț și conferențiar universitar dr. Marius Cristian Neacșu, ambii geograf și analiști geopolitici, îmi mențin atributul de excepție. Așa să navigăm, iar în cadrul temei petrolul și civilizația, vreau să vă întreb pe amândoi, bănuiesc că sunt aceleași răspunsuri, dacă se poate vorbi despre geopolitica petrolului. Evident că da. Vedeți, noastră, în toate epocele istorice au existat niște resurse care s-au manifestat a fi mai importante decât altele sau esențiale pentru epoca respectivă. Și nu intrăm acum în detalii pentru trecut. Pentru secolul trecut, mai ales a doua jumătate și secolul nostru, între resursele strategice se înscrie în mod cert petrol. Pentru că nu s-a mai putut fără el. Și deci toată lumea dorea să și-l apropie într-un fel. Dacă nu avea, să aibă acces la zonele unde există petrol. Și vedeți, să o luăm în timp așa, cum zonele cu petrol... Să nu sărim etape. Nu, regiunile cu petrol ale lumii care au intrat în circulație, să zicem, planetară, au evoluat de la câteva. La început au fost Statele Unite ale Americii, aici în Europa, România, și după aceea s-a descoperit petrol și în alte zone din America și petrol s-a găsit din Canada până în Tierra del Fuego. Apoi a venit Orientul Mijlociu între cele două războaie mondiale, dar cu o preponderență după al doilea război mondial, când interesele toate ale marile puteri priveau spre Orientul Mijlociu, pentru că de acolo se aprovizionau. Și a venit Africa de Nord, Africa Ecuatorială, mai spre timpurile noastre, regiunea Mării Nordului, care a făcut ca țări care importau, cum era Marea Britanie, erau între cei principali importatori mondiali, să ajungă exportatori de petrol, etc., etc. Deci s-a diversificat, deși s-a diversificat această hartă a petrolului, interesele s-au concentrat mai ales pe anumite regiuni în care cei care nu aveau, sau cei care aveau, dar nu aveau suficient, sau aveau suficient, dar vreau să-și păstreze rezervele pentru mai târziu, acest exemplu, în această situație între Statele Unite ale Americii. Pentru că Statele Unite ale Americii au rezerve și astăzi destul de mari, sunt un producător reprezentativ, dar într-o vreme și-a scăzut foarte mult producția, ajunsese spre 300 și ceva de milioane de tone, dar consumul în Statele Unite ale Americii e cam de 900 de milioane de tone. Deci restul obținea din import, pentru că era mai ieftin. Și îl păstra petrolul și îl păstrează în continuare pentru timpuri în care petrolul va fi totuși mult mai scump. Și cum vedem interesul pentru Orientul Mijlociu, mai ales unde s-au întâlnit toate marile puteri. Și cei care aveau și cei care nu aveau petrol. Și acolo, nu întâmplător, acolo a luat naștere OPEC-ul, deci Arabia Saudită, care și astăzi este un producător reprezentativ. Multă vreme era cotată cu cele mai mari rezerve din lume, dar evaluările recente au arătat că Venezuela a trecut pe primul loc și Arabia Saudită, dar are suficient, vreo 26 de miliarde de tone, ceea ce înseamnă mult din 140 de miliarde de tone rezerve certe. Și lupta pentru acapararea petrolului. Au venit șocul petrolier din 1973, când de la petrolul ieftin s-a ajuns la petrolul scump și, în mod paradoxal, n-a scăzut importul de petrol, pentru că țările care erau dependente de petrol și mai ales cele puternic industrializate, Germania, Japonia, Franța, Marea Britanie, au început să-și facă stocuri. Deci, pentru ca să nu mai fie prinse pe picior greșit. Chiar japonezii au dat o lege că stocul este intangibil pe 3 luni. Stocul de rezervă ca să arate, să funcționeze economia până când găsesc alte surse de aprovizionare. Apoi tot ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu de atunci încoace este legat de lupta pentru petrol, deci de geopetropolitică. Evenimentele din Iran, din 1979, când Shahin Shah, știm, prezent că pleacă temporar, Revoluția Islamică, de inspirație Khomeini, Revoluția care a distrus tot ce a construit Shahin Shah, pentru că el, într-adevăr, a fost un dictator, dar a și construit. A făcut din Iran o țară modernă. Avea autostrăzi, a construit rafinării, n-avea rafinării înainte de el. A știut, a investit, a diversificat industria.
și dar băga și în buzunar, cam mult, e adevărat. Și a fost venit Revoluția Islamică care a distrus totul, pentru că Saddam Hussein era opera satanei, era omul americanilor și americanii trebuie să plece de acolo, că erau acolo, știm episodul de la Teheran, da. Știm și cum a câștigat Reagan alegerile, deși lumea credea că o să iasă Jimmy Carter, cum le-a promis armament dacă îi eliberează puțin înainte de alegeri și că e meritul. Nu e întâmplător nimic. Astea jocurile politice, în sfârșit. Pe urmă, americanii căutau un motiv să revină. Era important, ei plecaseră din... Atunci era cea mai importantă țară din zonă. Era și din punct de vedere militar. Și a venit momentul 90, când Saddam Hussein, care fusese omul americanilor, a făcut invazia din Kuwait. Și avea războiul irachiano-kuwaitian. Și el, convins că el a fost agenția ei inițial și așa și-a făcut ascensiunea, deși a înlăturat socrul de la putere și i-a luat locul, dar adevărat a și divorțat pe urmă, și au crezut că are acceptul americanilor. Ori americanii când au văzut desfășurarea de forțe, 400.000 de soldați pentru ca să cucerești o țară mică, cuveitoare, 10.000 de kilometri pătrați, 1.000.000 de locuitori, și îți dai seama că ambițiile lui erau mai mari. Și atunci americanii imediat au coordonat acțiunea Furtuna în deșert și a coalizat forțe europene și au revenit. Au venit în zona pe care o pierduseră și de atunci n-au mai plecat. A rămas acolo. Apoi avem războiul irachiano, mai înainte avusese războiul irachiano-cuveitian. După, nu, irachiano-iranian. După plecarea Shahishah, de fapt, până în 1980-1988. Marilor putere convenea să fie un conflict local acolo pentru a-i putea stăpâni și pentru a se putea aproviziona. Iată, jocurile pentru petrol și petrolul ca instrument în aceste conflicte. Și mai sunt și alte exemple, dar nu vreau să acaparăm emisiunea. Mai adăugați ceva la argumente pro? Mă gândeam, iată ce poveste frumoasă este în spatele petrolului. Apropo de ceea ce am mai spus și domnul profesor în această emisiune, cât de ieftin era sau este în prezent petrolul. Când Edwin Drake fura prima sondă de petrol în Pennsylvania, prețul lui era insignifiant, câțiva cenți. Numai butoiul cu care îl transporta, adică acel barrel, adică barilul de mai târziu, atunci era 3 dolari și 50 butoiul de lemn. Iar componența petrolului din butoi era conținutul, erau câțiva cenți. Mai lua hamalul care transporta butoiul 1 dolar și ajunsese undeva la 4,50, era prețul din care 90% era prețul butoiului. Atât de ieftin era petrolul. Și iată cum petrolul a devenit de la o formă de energie conștientizată de om, a devenit o resursă energetică. Și ce frumos a povestit domnul profesor, cum de la o resursă energetică a devenit o resursă energetică strategică. În momentul în care a început să definească un secol, secolul 20, în momentul în care a început să definească o lume, cine putea să-și imagineze, Marea Britanie niciun caz nu și-a imaginat, că acest petrol care costă câțiva cenți poate să răstoarne o lume construită, un model de a face afaceri, o lume construită pe cărbune. Și asta s-a întâmplat. Deci, culmea că tot Marea Britanie a fost prima care a folosit petrolul pentru navigația pe mare, că nu întâmplător a spus că am navigat pe o mare de petrol. Și statele, pentru că Statele Unite au avut această resursă, au avut puterea să răstoarne această lume și să facă o lume nouă, o lume în care modelul de afaceri era dictat de petrol. Lângă petrol, care era energia și concentra puterea, a devenit mai departe, a însemnat și un mediu pentru această putere, pentru că au venit banii, s-a schimbat modul de a face afaceri. Petrolul acesta, apoi, dintr-o resursă energetică strategică, pentru că era puțin, pentru că era concentrat, și a vorbit aici domnul profesor de OPEC, pentru că definea o lume, pentru că definea o nouă ordine civilizațională și o nouă ordine economică, a început să apară sintagme de genul securitate energetică.
care era componentă a securității naționale. Și vorbim de, plecând de la conceptul lui Ronald Reagan, că tot a fost amintit, independența energetică din anii 80, să nu mai depindem de alte țări în privința... Și noi am promovat acest concept. Da, s-a ajuns acum la Uniunea Europeană, la securitatea energetică, care am demonstrat în niște studii că este imposibil de atins. Când nu ai resursa, când ești dependent de importuri, n-ai cum să creezi o această independență energetică. Dar cu toate acestea, lucrurile s-au mai schimbat puțin pe Terra. Mă gândesc la aceste Statele Unite ale Americii, care ajunseseră să importe mai mult din jumătate din consum, deci produceau vreo 350 de mii. Acum câțiva ani, nu e vorba de zeci de ani, 4-5 ani în urmă, Statele Unite produceau 350 de milioane de tone și consumau 800, peste 800 de milioane de tone. Deci importau 500 de milioane de tone, asta însemna producția celui mai mare producător mondial, care era de la caz la caz, de la an la an, fie Rusia, fie Arabia Saudită. Ca să vedem că anul trecut s-a produs surpriza și că Statele Unite aproape au ajuns pe primul loc în ceea ce privește producția de petrol. Și Arabia Saudită și Statele Unite au o producție, e diferența de vreo 500 de mii de tone, cel mult un milion. Peste 568 de milioane de tone. Deci în 2015. Vedeți că americanii, spre deosebire de alții, au luat în calcul petrolul de șist, gazele de șist. Petrol neconvențional, așa numitul petrol neconvențional. Și au ajuns să aibă această producție, păstrându-și în continuare rezervele celelalte ale petrolului clasic, să zicem, pentru timpuri mai bune. În povestea aceasta cu geopetropolitica, deci petrolul ca factor geopolitic, aș da un exemplu, poate părea ciudat. Ne aflăm la Ploiești, da? Da. Să nu uităm că la 1 august 1943 Ploiești a fost puternic bombardat de forțele aliate, da, și hotărârea a fost luată de Roosevelt și Churchill. Și de ce Ploieștiul și așa? Pentru că aici era și Ploieștiul și regiunea conjurătoare, zona de exploatare cea mai importantă a petrolului și concentrarea de rafinării. Păi Churchill a spus, Ploieștiul este rădăcina pivotantă a germanilor. Așa a spus atunci când au luat hotărârea. Și au venit, de unde au venit avioanele? Din Africa de Nord, la Benghazi, din Libia. 178 de avioane. E adevărat că n-au prea avut succes, s-au întors 88, din care vreo 50 și abia, să zicem, șontâc. Dar au distrus Ploieștiul, deci era important. Au pornit de aici, altfel nu era Ploieștiul. Dacă n-avea rafinării și n-avea petrol, nu pățea, așa cum au pățit alte orașe. De ce n-au atacat Buzău? Pazul Buzău n-avea nicio rafinărie, iar exploatările erau departe. Am dat un exemplu cu ăsta din zonă. Nu, am înțeles, da. Și s-a numit Valul Nimicitor, așa au dat titlul atunci Roosevelt și Churchill la operațiunii, Valul Nimicitor. Duminica Neagră, deci da. S-a scris mult, petrolul i-a făcut... Au repetat-o în 1944. Petrolul i-a făcut pe foarte mulți autori, i-a făcut pe foarte mulți coautori, profesori, i-a făcut diplomați, etc. Totuși, mai sunt câteva elemente concrete vis-a-vis de modul în care petrolul a contribuit la redesenarea hărții politice a lumii? Mai aveți ceva elemente concrete? Sau geopolitice? Putem să mai, a contribuit, să este, mai aducem, ați afirmat foarte clar. Păi, nu mai că am afirmat, dar sunt fapte concrete. Iată, numai dacă... Iată, de exemplu, Arabia Saudită este un stat fondat pe petrol. Adică petrolul a reconfigurat harta politică a lumii. A fost găsenința americanilor să înființeze un stat acolo pentru a proteja accesul... Dinastia Saud, care ieșea astăzi la putere. Da, pentru a proteja accesul la zăcămintele de hidrocarburi. Nu mai devreme decât în 2011, un alt stat a fost determinat de aceleași chestiuni. Sudanul de Sud, da. Chir mai ardit. I-au dat o pălărie de asta texană, i-au pus-o pe cap, i-au făcut fotografie și i-au dat un stat. Sudanul de Sud. Mai mult decât atât, dincolo de reconfigurarea hărții politice a lumii, petrolul acesta a reconfigurat și harta geopolitică a lumii. A dat naștere celor două superputeri ale războiului rece, care au fost amândouă economii bazate pe petrol. Rusia, URSS-ul, bineînțeles, și Statele Unite ale Americii. Foarte interesant este că toate reconfigurările acestea energetice au generat și reconfigurări geopolitice. Concentrarea asta, deci o cantitate mai mare de energie care a intrat în sistem, a fost pe seama petrolului, a dus la apariția unor actori geopolitici noi, foarte puternici. Este prima dată în istoria lumii când vorbim de superputeri globale, cum a fost Statele Unite ale Americii, cum a fost și URSS-ul. Dar la fel de bine, și reconfigurările geopolitice s-au legat cele două lucruri, s-au intercondiționat la un moment dat, apropo de noua ordine, de ordinea asta economico-politică mondială, și reconfigurările geopolitice
geopolitice au dus la reconfigurări energetice, destrămarea URSS-ului sau implozia, mai corect spus, a URSS-ului, au dus la redeschiderea bazinului Caspic, deci reconfigurări de fluxuri, reconfigurări de... Din de aceasta aș mai da și un exemplu, că tot întrebați de exemple. Pe zona Mării Caspice, haideți să vedem, toate statele de acolo, excitând Iranul, au făcut parte din fosta Uniune Sovietică și după dezmembrare fac parte din comunitatea statelor independente. Cele mai multe state de acolo nu au ieșire la Oceanul Planetar, adică prin Marea Neagră și mai departe cu Oceanul Planetar, deci nu prea pot să exporte. Rusia speculează acest lucru, de aceea se și opune la alternative la traseele clasice ale petrolului și gazelor naturale către Europa și restul lumii, pentru ca ea să gestioneze totul, adică țările respective să-i dea ei petrolul și gazele naturale pe care să le exportăm mai departe. Dacă vă uitați în statistici, se apare un fapt curios. Uniunea Rusia, care este al doilea producător mondial de gaze naturale, figurează ca importator de gaze naturale. Și nu o cifră oarecare, peste 100 de miliarde de metri cubi anual. Acela aliat din Turkmenistan, din Kazakhstan, din Azerbaijan, la prețuri modice și îl revinde la prețurile pe care ea le stabilește, că știm că stabilește prețurile în funcție de culoarea ochilor. Adică dacă ești pro-rus sau ești anti-rus. Și România a luat gaze cu peste 400 de mii de dolari mii de metri cubi, în timp ce alte țări luau cu 160 de dolari. Și atunci, iată cum folosește factorul, de aia s-au opus diversificării rutelor pentru, de transport. Pentru, și așa a dispărut de pe firmament, au dispărut proiectele în care a fost și România, încearcă să stopeze. E adevărat că și acele țări au început treptat să se emancipeze și încearcă să pătrundă pe alte canale, spre urmă, ales Azerbaijanul, care are șansa să, prin Turcia, să exporte mai ușor, dar toate proiectele mari iau în calcul sursa și cantitatea. Deci trebuie să ai o cantitate suficientă de petrol sau de gaze naturale ca să pui în aplicare un proiect, ca să știi că vei avea, vei funcționa pe termen lung. Iar și Rusia sabotează, iată, factorul geopolitic. Așa, statele sunt, a zis așa, zis independente, dar independența lor este limitată. Ajungem din nou la teoria lui Brejnev cu suveranitate limitată la țările comuniste, că sunt independente, dar trebuie să depindă de Moscova. Domnul profesor? S-a epuizat petrolul? Nu? Civilizația există? Nu știu dacă vom mai fi noi când se va epuiza. Putem trăi fără petrol? Și gaze? Foarte interesantă întrebarea. Probabil când a fost secolul cărbunului se întrebau oamenii dacă pot trăi fără cărbune. Acum, vă referiți la lihniți acolo sau la ce vorbim? Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Această reconversie energetică nu se produce de amorul artei. Reconversia energetică nu se produce decât dacă o criză te silește, ce apare o necesitate stringentă, te silește o criză, fie că dispare o resursă, sau poate să fie, și nu poate fi impusă o reconversie energetică numai dacă un stat care are mușchiul economic să o implementeze. Așa cum tranziția de la lemn la cărbune a fost făcută de Marea Britanie, care era cel mai mare imperiu la vremea respectivă, așa cum tranziția de la cărbune la petrol a fost făcută de Statele Unite, și conversia aceasta de la hidrocarburi clasice, convenționale, la resurse regenerabile nu poate fi implementată decât de un stat care are mușchiul economic să bulverseze, să răstoarne o întreagă ordine internațională. L-aș completa pe bani. Chiar vă rog, domnule profesor. Știți că într-o vreme, până acum vreo 7-8 ani, o perioadă de vreo 10 ani, energia nucleară era foarte mult criticată și se propuneau măsuri pentru reducerea producție de energie electrică pe bază de energie nucleară, era foarte periculoasă, tot pentru că se pusese prea mare accentul să spera că energiile neconvenționale vor acoperi producția pe care oferea aceasta. Ba chiar Suedia, care avea peste 50% din energie obținută pe bază de centrale nucleare, anunțase că în termen de 10 ani le va închide pe toate. Ei bine, din 2009, că țin minte că în 2008 am avut noi un proiect cu Mare și alți colegi de-ai mei, finanțat de Uniunea Europeană,
încă legat de energetic, resurse energetice ale României și viitorul lor, noi am fost sceptici atunci cu privire la împlinirea pe termen scurt a unor cantități dezirabile, dar nu și realizabile, de energie neconvențională și am spus și atunci că energia nucleară încă va fi nevoie de ea. Ca dovadă, iată, în prezent în lume, sunt în construcție, am citit recent undeva, 240 de centrale nucleare, de unde se punea problema ca să fie desființate, că deja nu erau foarte multe, erau vreo 450 de câte știu eu, poate greșesc. Deci, oamenii își dau seama că pe termen scurt nu ai cum să înlocuiești, pentru că știm care sunt dificultățile în ceea ce înseamnă valorificarea și energiei eoliene și energiei solare. Energia eoliană depinde de intensitatea vântului și de frecvența vântului, energia solară de intensitatea soarelui și așa mai departe, ritmul circadian care face să nu ai energie tot timpul și plus scoaterea din circuitul de altă natură, în principal agricol, dar nu numai, a unor suprafețe imense de teren pentru a obține cantități mici de energie. De aceea, probabil că se va lungi termenul acesta în care energia nucleară va sprijini să nu se consume atât de mult petrol și gaze naturale pentru producția de energie, ci să o lase, să lase cele două resurse să fie valorificate în domeniile celelalte mult mai importante sau care nu pot fi suplinite prin alte produse. Sigur că se poate vorbi și despre o rigoare, despre o disciplină, apropo de modul de utilizare a hidrocarburilor. Ne apropiem de finalul primei noastre colaborări, colaborare care s-a fructificat în 9 emisiuni, aici, în studioul Valea Prahovei, pentru care eu vă mulțumesc sincer. Am promis un DVD, i-am dat și un nume, până că îl păstrăm, geopetrogazopolitică, deci geopetrogazopolitică. Nu e un barbarism, e sintetizează foarte bine ceea ce, prin perifrază, ne-aș fi luat probabil două rânduri. Petrolul și gazele naturale, instrumente ale puterii. Unde, pe prima copertă, apar domnul profesor Silviu Neguț și domnul conferențiar universitar Marius Cristian Neacșu. Deci, așa cum există o gară pentru doi, există un DVD. Ce film superb! Da. Un DVD. Și la fel DVD-ul, sper să fie mai super. Vă plac gările, în general? Nu prea. Dar DVD-urile? DVD-urile, da, nu avem încotro. De ce ar putea fi interesant acest DVD, domnul profesor? Mă refer la DVD-ul pe care urmează să-l scoate. Ar putea fi interesant din mai multe puncte de vedere și mă gândesc la tot ceea ce ați făcut dumneavoastră până acum. Trăim într-o perioadă, sau mă rog, asta este percepția mea la acest moment, trăim într-o perioadă în care locul profesioniștilor, locul oamenilor care citesc, care studiază de ani de zile anumite procese, anumite fenomene, este luat în aceste studiouri de televiziune, nu neapărat în acesta, ci generic vorbind, de... Acesta e cel mai bun. Da. Sigur da, că da. Da, de așa numiții, nu știu cum să le spun, realizatori, prezentatori, analiști, poartă de numiri diferite. Muritori. Care comentează absolut orice. Atât de des îi văd, încât am senzația că s-au scos de la întreținere și s-au mutat la televiziune. Comentează de la atacuri cibernetice până la chestiuni legate de petrol. Foarte puțini însă oameni reușesc să facă ceea ce ați făcut dumneavoastră aici, apropo de aceste DVD-uri, să normalizeze puțin situația, să aducă oameni care lucrează în domeniu, oameni care activează și care au scris, care au studiat o viață în domeniu și mai mult decât atât, să faceți posibilă păstrarea acestor înregistrări. Mie mi se pare un moment de normalitate, dacă vreți, de normalitate academică și mă tot intru într-o parte pentru că... Haideți să spunem telespectatorilor, da. Domnul profesor. Și eu vă felicit pentru tenacitatea cu care ați reușit să parcurgeți un drum destul de greu și să dovediți că petrolul este și altceva decât ceea ce se crede de obicei. Și prin faptul că ați invitat persoane din diferite domenii, deci unghiuri diferite de a privi această resursă strategică și mai ales că ați reușit să faceți aceste
DVD-uri și nu să rămână niște pelicule undeva într-o arhivă care nu, în care nu va mai umbla nimeni vreodată, este un lucru meritoriu și eu vă felicit de tot sufletul. Eu sunt onorat, mătușați efectiv, vă mulțumesc și cu permisiunea dumneavoastră, dumneavoastră și dumneavoastră ați primit această colecție, această casetă, am să-l rog pe mai tânărul dumneavoastră colaborator să prezinte o casetă cu 10 DVD-uri structurată pe 6 tematici. În două, pe două DVD-uri se găsesc și cele 5 înregistrări ale dumneavoastră, mai urmează 4 pe DVD-ul promis și m-aș bucura foarte mult că această casetă, au trecut 4 ani de zile de când trudim aici, nu știu, sunt mulți, sunt puțini, să aibă loc undeva în biblioteca dumneavoastră, în orice colț și pe orice raft, aș fi fericit. Completez ceea ce am spus mai devreme sau continuu. Mie îmi place această idee, îmi place această casetă. Apropo de ceea ce spuneam de permanenții de la televiziune. Și iată, mă uit aici și îmi place chestiunea. Eu trăiesc un moment în care un copil care termină școala te înjură și înjură fostul profesor. Unii înjură frumos, da, alții. Da. Sau copii care își reneagă ceea ce au făcut, își reneagă studiile. Nu vreau să explic din punct de vedere sociologic sau psihologic de ce lucrurile stau așa. Vorbim de aici rectorii Institutului de Petrol și Gaze, apoi decanii care au fost în aceste facultăți, câți ar lua acești oameni și ar înscrie pentru eternitate într-un document, într-un material, pentru că au fost acolo și dacă ei nu ar fi fost acolo, poate nici noi astăzi nu am fi fost aici. Cu siguranță că da. Și atunci... Trebuie să nu uităm trecutul. Asta spun, eu găsesc foarte semnificativ aceste chestiuni, aceste documente, aceste mărturii care vor rămâne undeva acolo și cineva le va accesa peste timp și va rederula această istorie frumoasă a petrolului, mai ales că văd aici Prahova, inima aurului negru românesc și Câmpina în centrul universului petrolier românesc. Metafore, meritate, eu zic. Dar au și acoperire în realitate. Să nu uităm că țara asta a fost un moment în care făcea prețul petrolului în lume, chiar dacă acum nu mai înseamnă atât de mult în domeniul petrolului, dar avem tradiție în acest domeniu și să nu uităm că tradiția asta înseamnă mame, înseamnă tați, înseamnă părinți, înseamnă vieți, oameni care s-au născut și au trăit o viață în acest domeniu și au funcționat pentru acest domeniu și au făcut posibilă lumea aceasta pe care observ eu astăzi cu tristețe că mulți vor să o dărâme. Dar n-au pus altceva în loc, n-au construit altceva în loc. E o tendință de asta dement, aș putea spune, de a dărâma, de a dărâma lumea în care și trăim. Chiar pe noi înșine. Și chiar pe noi. Domnul profesor, și dumneavoastră toate felicitările, toate felicitările. Vă mulțumesc, vă rog ale noastre. Să duceți acasă acest dar de Crăciun. Domnul profesor are deja o casetă, primit o casetă, dar nu puteam să apărăm cu două casete, că era o risipă, deci totuși de casete. Mulțumesc frumos pentru cuvintele deloc meșteșugite, simțite. Să așteptăm DVD-ul. M-aș bucura foarte mult, stăm înainte de sărbători, ca bucuroși să le ducem toate și în anul viitor, să acceptați invitația de a reveni la Ploiești. Rămâneți... Cu multă plăcere, abia ne-am obișnuit, și noi dorim să nu și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor să le dea Dumnezeu numai bine și aibă sărbători fericite. Și noi cu emisiunea Seniorii Petrolului și nu doar atât. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, mulțumește invitațiilor mei speciali, cu care am o relație de prietenie. Își la revedere de la dumneavoastră, stimații telespectatori, mulțumindu-vă ca de fiecare dată pentru fidelitate. Bună seara!